Deci, dacă tot a venit vara și implicit vacanța, m-am gândit să vă povestesc câteva din amintirile mele, plus ce-am mai trecut prin jurnalul ăsta. Să vă zic cum arăta vacanța de vară pentru mine, acum câțiva ani, pe când încă eram la Vâlcea și pe când încă mă chinuiam să iau corigența la fizică în clasa a 9-a. Ei bine, să începem cu începutul. Ultima zi de mers la școală, știți bine, totul cilar, toată lumea în pantaloni scurți, cald afară, nu aveai unde să mai întârzi, că de-abia dacă mai veneau profi la ore și dacă veneau, intrau pe la și jumate, mai mult să ne întrebe ce mai facem. Se termină ziua, ne luăm cu toții rămas bun, predăm cărțile, manualele și ce mai era de adus și fugim spre case. Nu are legătură cu povestea, dar, ei bine, pe vremea aia aveam un ghiozdan numit Jimmy. Nu Jimmy-ul ăsta, ci Jimmy-ul ăsta. E vechi, eu l-am de prin clasa 5-a, cred, dar încă îl mai țin pe aici, mai mult așa ca pe o amintire, e așa de suflet. Plus că e un fel de văr al ghiozdanului de sală pierdut în război slash în club atunci. Știți voi episodul ăla cu dezbrăcat în club la? Ei bine, ăsta. Aici un văr a fost pierdut. Bă, și în ghiozdanul ăsta mi-aruncam totul, inclusiv mâncarea pentru școală, mâncarea printre care era și o banană. Singuratică, dar deșteaptă, care a reușit să se ascundă 3 luni în ghiozdanul ăsta afurisit, adică practic toată vacanța de vară. 3 luni de stat și mucegăit acolo. Ca atunci când are început școala să trebuiască să duc naiba ghiozdanul la curățat și să-i fac spălături cu apă sfințită ca să mai poată fi folosit, dar în fine. Bănuiesc că și tu când ajungi acasă după ultima zi de școală, ți-arunci ghiozdanul într-un colț și acolo rămâne nemișcat 3 luni. Nu fi eu singurul nebun. Sper. Dar hai să revenim la poveste, bă. În vacanța de vară aveam o grămadă de activități care mai de care mai ciudate sau speciale, hai să le zicem. Da, mă jucam iuța în fața blocului, de avați ascunselea și macao pe puncte, dar cel puțin la scara mea toate chestiile astea se făceau un pic mai diferit. Adică, spre exemplu, când jucam miuța, vezi tu, când mai dărea unul câte un bombeu de la dezbura fața, mingea la noi de obicei ajungea în râu. Nu ca la toți copiii normali, în stradă să te calce mașina, ci în râu să te neci. Râu care se vărsa direct în olt. Așa că ăla care dădea mingea în apă avea și obligația să fugă în 5 secunde după ea, că altfel nu mai prindea nici dracu. Uite aici pe hartă cum arăta locul ăsta de care zic eu. Aici dai cu șutul și aici ajunge mingea. Apoi dacă nu te grăbești, aici se termină totul. Pe când jucam pitulușul, literally erau unii care se ascundeau în gura de canalizare, care, da, se vărsa tot în râul ăsta. Și credeți-mă că nu mirosea nici de cum alevănțică pe acolo. Iar la Macao, sau mai bine, hai să zicem la camps, hai să vă dau un exemplu. Îl jucam pe un sistem inventat de mine, prin care eu și cu ăla din echipa mea ne ziceam de la început, spre exemplu, că dacă avem unul din noi camps, să urlăm, de exemplu, cireșică. Nu are sens încă? O să facă, stai un pic. Iar pe parcursul jocului, la fiecare mână, în schimb, să zicem câte un cuvânt din ăsta random, astfel încât ăia să nu știe niciodată când avem noi campsul. Da, știu, genial, aplicați-o și voi vara asta, dar să nu mai ziceți nimănui. Metoda Daragiu trebuie să rămână în familie. O familie de câteva sute de mii de oameni, dar e o familie totuși. Vara era momentul în care toți, bă, da, toți mergeam la piscină. Și aici veneau două categorii, ăia mai cu fițe, care mergeau în spate la Casa Științei, acolo unde aveam eu sala, v-am mai zis, ăia cu mai puține fițe care mergeau la ștran, mai ales după ce s-a renovat, și nu în cele din urmă, ăia cu mega fițe care mergeau la posada. Dar pe ăștia nu-i băgăm în nicio categorie, că ne face pormoneul infar dacă mai vorbim despre asta. Stai, calmează-te, ho, ho. Tot vara era momentul în care stăteam pe afară până cât mai târziu posibil și ajungeam să bem apă de pe unde apucam, doar ca să nu intrăm în casă. Și recunosc că uneori am băut și din râu, dar nu recomand. Problema cu băutul apei era cam așa, că exista posibilitatea să nu te mai lase să intri în casă după ce mergeai să bei și tu un pahar de apă. Bine, la mine n-a fost cazul, dar țin și acum minte schema cu sticla de apă aruncată de la balcon. Strângeam toți bani de o sticlă din aia de 2 litri, să zicem, o beam și după mergeam la unul care nu avea pe nimeni acasă, exemplu eu, și făceam refill la sticla aia de câteva ori. A, și ca să ținem sticla aia rece pentru toată ziua, făceam curândul și o băgam la râu în apă rece
undeva lângă mal, unde să pasem noi un fel de mini golfuleț. Dar pe lângă toate activitățile astea mișto, vara clasei a noua a fost cea mai grea vară din viața mea. A bătut cu mult până și vara în care am reușit să înrup mâna de două ori la rând. Dar asta o lăsăm pentru alte episoade din jurnal. Deci, pentru cei care nu știau, eu în clasa a noua, dacă țin bine minte, am fost corigent la fizică și nu neapărat pentru că, vai doamne, nu învățam deloc și trebuia să tragă cineva de mine să învăț la fizică. Mai ales pentru că îmi plăcea într-o anumită măsură, ci pentru asta. O sticlă de suc și un coleg de căcat care sper că vede clipul ăsta, ce a dat vina pe mine și pe încă doi care stăteau cu mine în bancă, Voinea și Papi, că am fi vărsat noi suc și nu curățasem după. Situația era, de fapt, foarte diferită. Nu noi vărsasem ceva, ci el. Băiatul ăla roșcovan din față și după ce a vărsat sucul în toată banca și a înșenat toată faza, știind că proful ăla era super exigent, gen proful meu de mate din a 8-a, numai că pe steroizi, a dat vina pe noi. Iar după când a urmat să ne întâlnim cu proful de fizică, dar de data asta în clasa noastră, pentru că o zi făceam ora în laborator, alta în clasă la noi, ghiciți ce? Intră, deschide catalogul, întreabă cine stă de obicei în laboratorul de fizică în ultima bancă, mă ridic eu și ăștia doi care au fost cu mine în bancă, ne trece în față, ne dă un test cu materia ce făcusem în urmă cu câteva luni, gen, cred că erau probleme și teorie din optică, pe care vă dați seama că nimeni nu mai știa și pe treaba asta ne-a dat 2 la toți și prin toți mă refer la noi trei ultimii proști din ultima bancă. Spoiler alert, am trecut-o și nu m-am mutat din clasă. A urmat încă 3 ani de chin cu proful ăla. Dar vă zic că după ce am dat și luat corigența din vara aia, ultimele 2 săptămâni din vacanța aia s-au simțit de 1000 de ori mai bine decât toate vacanțele și verile combinate la un loc. Băiatu, dacă tot ai rămas până la final de video, poți alege scriindu-mi în comentarii care să fie episodul de miercurea viitoare. Scrie ori dacă vrei să vă spun povestea corigenței mele și cum am reușit să trec în vara aia, lucru pe care, serios, nici eu nu-mi dădeam prea multe șanse, sau să vă spun cum am reușit în mai puțin de 2 luni să înrup mâna stângă de 2 ori în același loc, dar în feluri diferite și nu a fost deloc amuzant sau plăcut nici pentru mine, dar nici pentru doctorul la care a stat cu mine în cabinet. Spor la ales!